Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Larisa, locuiesc în Los Angeles de 9 ani de zile și astăzi am un daily vlog pentru voi, unul de organizare sau curățenie sau nu știu ce o fi. Nu știu că sunteți voi, dar eu am venit din vacanța de vară și gata. Pentru mine e toamnă, mă gândesc ce mâncare facem de ziua recunoștinței, ce cadouri cumpărăm de Crăciun, fac vlogmas sau nu fac vlogmas anul ăsta, deci la asta mă gândesc, gata, nu mai. Și odată cu toate gândurile astea, bineînțeles că vreau să organizez totul în casă, că mi se pare că totul e o dezordine și îmi place în mod normal fie să încep cu dulapul meu sau să termin cu dulapul meu. De altura aceasta am început cu dulapul meu, am început de-aseară să fac ceva curățenie, să fac ordine și o să vă, după ce termin aici de vorbit, o să inserez cadrele alea și vreau să scot totul din dulap și să împart în mai multe categorii chestii care le țin, chestii care le vând și chestii care le donez, pentru că sunt prea multe haine, nu mai am loc și am început să și depozitez diferite chestii în dulap, ceea ce e o mare prostie, gen cadouri pentru prietenii lui Johnny de ziua lor, cadouri pentru Johnny și toate astea și îmi ocupă mult prea mult loc. Și sunt și unele chestii care nu le mai folosesc sau nu le-am prea folosit și îmi dau seama realistic că nu o să le mai folosesc sau care nu sunt genul meu, nu mai sunt genul meu, că ne mai schimbăm și noi stilul. Și vara aceasta a fost prima vară care a purtat foarte multe rochii, ceea ce sunt foarte mulțumită de mine, bravo Larisa! Pentru că mi-a plăcut tot timpul să port rochii, dar fie înainte era prea frig la birou, prea n-am încălțămintea corespunzătoare, fie, nu știu, tot felul de motive. Ei, anul acesta chiar am purtat multe rochii. Încă nu în fiecare zi cum mi-aș dori eu, dar oricum, diferența dintre anul trecut și anul ăsta, fenomenală. Bine, anul trecut n-am fost niciunde o problemă. Dar de acum 2 ani și anul acesta este extraordinar de mare. Cam asta este planul de atac. Am început de aseară, o să vă arăt ce am făcut aseară și să-i dăm drumul că aș vrea să se termină. Da. Cam asta este situația actuală. Este foarte mare dezastru. Cred că am prea multe haine. Aici la gen sunt toate puse unele peste altele. Am colete nedeschise, altele care sunt deschise, dar nu știu unde să pun treburile. Am cadouri pentru ziua prietenilor lui Johnny. Am haine care încă nu le-am pus la loc, haine care vreau să le donez. Cam asta e situația. Pălăria mare. Da, ce aș vrea să fac e să scap de o grămadă din alea, din hainele alea. Sunt foarte multe haine care le țin acolo ca și amintire și m-am săturat. Pentru că nu cred că o să le port niciodată și le țin amintire de 9 ani de zile. Și sunt haine care nu mai sunt stilul meu sau care nu le-am purtat foarte mult și aș vrea să le, care nu au niciun defect, aș vrea să le vând pe Poshmark sau pe Vestiar Colectiv, nu știu, să văd. Și altele să le vând pe, să le donez. Cam asta e situația. Și o să încep în seara asta și o să termin spre mâine, nu știu. Și o să scot totul afară, să fac curățenie și pe urmă să le reorganizez. Try to be honest, I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without, I can't live without you. Try to be honest, I can't live without, I can't live without you. Can't live without, I can't live without you. Try to be honest. Can't live without, I can't live without you. I can't live without, I can't live without you. Good at letting down my guard, but I really want it. Before you I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without, I can't live without you. Try to be honest, I can't live without, I can't live without you. I can't live without, I can't live without you.
proud to be on it. Can't live without, I can't live without you. Can't live without, I can't live without you. Am pus aici toate rochile. Îngrozitor de multe rochi. Astea două m-am zis să le vând. Asta pentru că, nu știu, nu cred că îmi stă bine cu ea. Și asta e prea scurtă pentru ce-mi place mie să port acum, dar ambele sunt foarte frumoase. Da, trebuie să le sortez pe rochii de zi, rochii de seară, rochii de evenimente, rochii de prea multe rochii. Da. Asta e tot mormanul de rochii și mai am aici doar salopetele. Astea toate sunt salopete. Am și uitat de asta. Stai când sunt toate puse așa una peste alta și uiți de ele. Cred că trebuie să mai fac aici ordine, să mai vând câteva. Nu numai două, mai multe. Am aici cutiile la o grămadă de chestii, la Crățara Pandora, la toate alea care se pun accesorile alea pe Brățara Pandora și alte cutii care le țin, nu știu dacă vreau să vând chestii. Asta e cutia de la ceas. Cred că o să scop pe asta de la Pandora și sper să-mi găsesc brățara. Vreau să o vând și pe aia, că și așa, nu prea port. Adică cred că am purtat-o de câteva ori. În seara asta fie merge la bal, fie la spital. Dar asta cred că îl țin pentru când merg la filmări. Da. Nu prea por sacouri, dar trebuie să am tot timpul câteva. Just in case. Probabil că trebuie să țin și pe ăsta în cazul în care îmi trebuie ceva mai serios. Ok. Am adunat aici ceva pentru vânzare și am adunat și pentru donare, dar mai am. Trebuie să trec și prin pantaloni, și prin bluze, și prin svetere. Ca să vedeți ce chestii țin. Asta e o vestă care a cumpărat-o mama de la SH. Vedeți? 6 lei. Esprit. Mă țineți minte brandul ăsta Esprit? E un brand, cred că nemțesc. Și mi-am luat acum, nici nu mai știu, 15 ani. Că o purtam în liceu. Dar nu o să o dau, pentru că e cumpărată de mama din SH. Trebuie să o port mai des, în schimb, pentru că e chiar foarte modernă. Modernă, adică asta cu o pereche de pantalon cargo merge foarte bine. Da. Am o problemă mare cu bluzele cu dungi. Uite, știu câte am. Și niciodată nu suficiente. Da. Cel mai mult îmi plac cele de la J.Crew, majoritatea sunt de la J.Crew. Nu știu, îmi plac combinațiile lor, astea cu crem, albastru, maro, e foarte fain. Am și câteva de la Gap,
dar majoritatea sunt la J.Crew. Și sunt câteva modele super faine. Gen asta cu flori, iar e tot de la J.Crew, o ediție specială. Da, și asta cu Amore. Da, îmi plac. Îmi plac bluzele cu dungi. Toamna cam asta port. Deci am câteva haine de aici, care sunt de, nu știu, de 15 ani. Tricoul ăsta de la Mango. L-am cumpărat când am fost la tata și la mama în Germania. Lucrau în Germania. Asta era înainte ca mama să se îmbolnăvească, deci mai bine de 15 ani. Cred că 15 ani de zile. Dar e tare frumos, mă pot despărți de el. Pentru că are toate, nu știu, păsările astea și parcă sunt așa cu sute de mână, nu știu. Sunt în relief. Nu sunt cu sute de mână, bineînțeles că na, e un tricou de la Mango, dar da, încerc să fac tricouri. Am foarte multe tricouri, dar în același timp și port foarte multe tricouri, pentru că eu pot port tricourile aici și vara și iarna. Ui, rup tricoul ăsta? Are o gaură. Deci ce fac? Îl arunc, are o gaură? Că are o micuță. Dar are o gaură. Îl arunc, că are o gaură. Da, dar e tare frumos. Să-l arunc, să nu-l arunc. Larisa, are o gaură. De ce să... Cum să nu îl arunci? Da, are o gaură aici. Da. Bye, bye, tricou. Dar mai am unul care l-am cumpărat tot atunci. Eram adolescentă, ce Dumnezeu eram. Acum 15 ani. Aveam 16 ani. Nu știu câți ani aveam. Probabil că aveam vreo 18 când m-am dus în Germania. La 19, nu știu. Am cumpărat și maieul ăsta tot de la Mango. Și îmi plăcea să-l port așa, cu niște pantaloni de blugi scurți. Imaginați-vă pantalonii ăștia, așa. Și cu cizme de vară, cizme de pielea întoarse perforate. Și ăsta era... O, și îmi puneam și o eșarfă mare la gât. Asta era locul meu. Da, ăsta îl păstrez că n-are nicio gaură. Și ăsta nu aș putea să-l port, că și așa nu mai prea port sutien. Aș putea să port mai eu ăsta de multe ori. Nu știu de ce nu l-am portat. Că era în spatele, în fundul dulapului, de aia nu l-am purtat. Ți-am zis că am multe tricouri, mai am încă două mormare. Deci aici am maieuri, tricouri albe, tricouri cu dungi, tricouri colorate și mai am. Astea sunt mai multe tricouri de purtat prin casă, de făcut sport. Așa, trebuie să vedem tricouri colorate. Asta e tricou de făcut sport. Stai să mă uit, multe din astea de la Target sunt rupte, dar le țin că... Îs confortabilă, ceea ce e rău. Și țin și port doar ăla rupt, că mă simt bine. Ceva de genul. Asta cred că e ok. Asta e tricoul de la de la Diana. Asta e un tricou care îl purtam când eram gravidă, deci... Și-a găsit și multe maiuri care le purtam cu Johnny la lăptam. Păi nu le mai țin. Că de alăptat nu o să mai alăptez. Așa. Asta iar e unul care purtam când eram gravidă. Tricou de una de gravidă. Asta era un tricou care l-am de pe vreme. Cred că e în România, de la Gap. Asta iar e de... Asta este de... Asta parcă avea pete ceva. Asta mi l-am cumpărat de la Gap. Înainte să mergem în Roma. Am mers... de un revelion în Roma. Cred că a fost cel mai fain revelion din viața mea, ăla din Roma. Pentru că nu era prea cald, nu era prea frig. A fost perfect. Adică prea cald, că nu poate să fie în decembrie prea cald, dar a fost vremea perfectă. Și m-am dus cu John și m-am întâlnit cu tata acolo. Și s-a întâlnit... Atunci, în Roma, s-a întâlnit pentru prima dată John cu tata. Dar asta e bun de purtat acasă. Dar mai am un singur morman de tricoul. Cine are nevoie de atât de multe tricouri? Nimeni. Am mult prea multe. Asta iar e unul confortabil de purtat prin asta. Asta nu-mi place, nu-mi place materialul din el, dar nu știu de ce îl țin. Asta e tot de purtat prin casă. Asta nu știu. Colorat. Asta mi l-am cumpărat. Serialul meu favorit din toate timpurile. Gilmore Girls.
Am fost în... După ce a apărut seria pe Netflix, că a apărut seria a doua pe Netflix, sau continuarea poveștii, m-am dus cu... A venit tata cu mama vitregă, sau cum se numesc, cu soția lui. Au venit în LA. Era în perioada sărbătorilor de Crăciun. Și ne-am dus să facem un tour al studiourilor Warner Brothers. Și acolo au... aveau parte din setul Gilmore Girls și puteai să și-ți cumperi chestii și mi-am cumpărat acest tricou și o cană. Iar pe urmă ne-am dus și am mâncat prânzul în Malibu la un restaurant și am zis lui tata că suntem însărcinați cu Johnny. Da, cam asta este. Am mai puține teancuri decât înainte, cred că aveam mai multe. 1, 2, 3, 4, 5. Cred că am avut mai mult de 5, deci cred că am... Dintre tot ce am dat deoparte până acum, tricourile sunt cele mai multe. Am scăpat de cele mai multe tricouri. Că sunt și din astea care au defecte și care nu le mai porte ani de zile și nu are rost să le țin. Da. Ok, am ajuns la secția de cardigan și tricouri și nu, bluze. Nu se depurta prin casă, cred că... Dar câte am nevoie? Una, două și de mers la alergat. 3, 4, 5, cred că sunt suficiente. Să nu suport 6, 7 mai multe că suficiente. Stia. Bye, bye. Așa. Pe urmă. O, și asta. Nu am mai purtat-o de ani de zile. Să vedem. Am un cardigan negru. De fapt, mai multe negre. Am ăsta negru. Asta e de la Zara, iar de foarte mulți ani de zile. Uite ce care este aici. De foarte mulți ani de zile vreau să-l laud. Nu mai, gata. Nu-l țin. Nu-l țin că pe urmă nu o să le port tocmai din cauza că au defecte. Dar am pe ăsta de la... J. Crew, are mâneca 3 sferturi și mai am ăsta lung de la... Ăsta e de la Kate Spade și are așa un gândac pe el. Ăsta e pus acolo, nu pot să-l schimb eu. Așa, dai să vedem. O și mai am unul blu marin. Se cu mânecă 3 sfert, mânecă 3 sfert. Am o altă, un fel de cardigan, o bluză. Asta a fost al lui mama. Frate, eu cu tata într-un an de la Mango de Crăciun, cred că i-am dat-o cadou și am păstrat-o și chiar îmi place bluza asta, chiar o port. Sau o purtam când mergeam la birou. Trebuie să o împachetez din nou și... da, cam astea sunt secții de cardiganuri. Cardiganuri? Așa, ăsta e pluralul? Iar o să fac mișto. În special bărbații. Am observat asta, în special bărbații care intră la mine, de fapt nu toți. Dacă îmi lasă cineva un comentariu răutăcios la adresa felului în care vorbesc sau a limbajului meu sau a faptului că am un vocabular extraordinar de bogat, sunt în special bărbații. Cred că 90% din comentariile răutăcioase la adresa felului în care vorbesc română sunt de la bărbați. Nu știu de ce. Dar da, e interesant. Da, româna mea nu este extraordinară pentru că sincer, în majoritatea timpului gândesc în engleză și asta nu ca să mă laud, gândesc în engleză. Din cauza că asta e limba care o folosesc de 9 ani de zile, zilnic, și româna e când vorbesc cu părinții la telefon, când vorbesc cu familia și o mai folosesc și cu Johnny, dar nu suficient încât să fie extraordinară și da, vorbesc într-o altă, gândesc într-o altă limbă. Da, n-am rezolvat mare lucru aici, dar... Tot parcă sunt mai puține. Nu știu să țin asta sau să nu țin. Bluză cu fermoară care am cumpărat-o când eram gravidă cu Johnny. Doar ca să îmi era ușor la alăptat. Dar na, e cu dungi. Parcă o să mă purtau. Cred că aș purta-o. Dacă merg la munte sau ceva, o port. O țin. Cam asta e stadiul de aseară. Aici sunt chestii de donat. Femeia, doamna care îmi face curățenie, ea de obicei le ia pentru că, pe urmă, în special tricourile, ea le folosește când face curățenie. Da, astea de aici vreau să le vând.
Mai sunt și acolo câteva care vreau să le vând. Alea sunt rochile care le păstrez și cam asta e. Am făcut ordine aici sus la bluze, tricouri și bluze și tricouri, bluze, cardiganuri, cardiganuri, cred că ăla e pluralul. Și mai am să trec prin pulovere, pe urmă pantaloni și tot ce am aici, nici nu mai știu ce mai am pe acolo. Gențile, pantofii și bineînțeles toate cutiile alea de sus. Trebuie să vedem ce e acolo și pălăriile, prea multe pălării care nu le folosesc, să văd care mi se mai potrivesc. Da, multă muncă, să-i dăm drumul. Ridicol cât de multe pulovere am pentru cineva care locuiește în LA. Ridicol. Dar cred că asta e una din obsesiile mele. Ah. Și acum am uilele și nu vine să renunț la niciun an. Da. Asta e ultimul pulover pe care mi l-am cumpărat. Sau cel mai recent pulover. Este de la Ami Amalia și îl ador. Abia aștept să fie frig. Să pot să-l port pe canul ăsta să reușim să mergem la ski. Asta o să fie extraordinar de... Nu neapărat când ești pe pârtie, dar când ești acolo unde e frig și zăpadă. Da. E făcut din lână și este extraordinar de frumos. Așa. Asta mi l-a făcut bunica anul acesta. Tot de mers la ski, cred că o să fie foarte, foarte bun. Ai, 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 ai. Și am aici un teanc de... pulovere, care le țin doar pentru la ski asta. S-a primit, cred, de la soacră mea. Și mai am unul, ăsta e cu etichetă. Deci... Da. Îmi place că au aerul așa de vechi, nu știu. Când eram eu mică, mama și tata aveau sfetele noastre. Astea le țin pentru la... pentru la ski. Să sperăm că anul ăsta merge la ski. Ce este? Asta e un pulover negru, lung. De la Gap. Și nu-mi place materialul. E din ăla sintetic. Poate că îmi place modelul, așa puțin pe gât. Negru, simplu. Ai, 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 ai. Să-l țin sau să nu-l țin? Doar pentru asta. Vezi că nu pot să renunț la niciun pulover. Am renunțat la tricouri, la toate alea, dar nu puloverile. Să vedem. Să vedem. Și tot timpul... Multe dintre ele mi le cumpăr second hand pentru că au prețuri foarte bune și calitatea extraordinară. Adică poți să-ți cumperi pulover de lână cu $100 pe când te duci la Gap și îți cumperi unul sau două din astea sintetice cu $100. Da. Am reușit să renunț la 3. Doar la 3 și mă doare sufletul. Aici am pulovere mai mari, de care le port chiar și în LA, în special ăsta mov. Cred că l-am îmbrat anul trecut sau cu 2 ani de pe The Real Real. E tot din lână, e atât de frumos și de pufos. Asta e puloverul meu preferat, care l-am îmbrat la mâna a doua. E de la Michael Kors și e lână cu cașmir. Tot de pe The Real Real l-am cumpărat și l-am portat de la nenorocit. Dar o să-l port până, nu știu, până rămân doar ațele de el. Astea sunt pulovere mai mari. Asta îl port chiar și în LA, ăsta nu prea. Aici le-am pus pe culori. Nu știu cum să le pun. Astea sunt de la Love Shack Fancy și mai am unul care trebuie spălat. Ăsta e cardigan și ăsta e cardigan și mai am încă un cardigan. Astea sunt tot cardiganuri, dar mari, care se încerce să fie foarte frig afară sau să merg la munte. Ăla e un cardigan care îmi place mult de tot. Poate intră cu astea de la Love Shack Fancy. Aici am pulovere pe dungi, cu dungi. Da, multe. Nu știu sincer dacă o să mai păstrez pe ăsta. E de la Gap, nu știu dacă o să-l port. Da. Și astea sunt vechi. Asta e de la mama, l-a cumpărat dintr-un SH. Sau a fost al ei. Nu cred că a fost al ei. Cred că e unul vechi și a fost al ei.
L-am purtat ăsta și în liceu. Și pot să-l port chiar și acum, e foarte frumos. Da. Cam asta e situația. Ăsta îl țin că e un sfeter așa mai... Aici se poartă sfeterele urâte de Crăciun. Am zis să am și eu un caz de petrecere sau ceva. De asta nu-i urât, e cu pinguini, e frumos chiar. Da, nu, nu știu ce calitate. Cred că l-am cumpărat de pe Asos sau ceva. Nu știu. Și ăsta e unul de Halloween care imită un schelet, care iar îl pur la muncă de Halloween. Da. Ce să zic? Am foarte multe pentru cineva care folosește pulovere, nu știu, 2-3 luni pe an. Am tras asta de acolo și vreau să fac ordine și prin sărătate. Dar sărătate că nu unele dintre ele e ordine, dar nu prea. Asta e mânica care trebuie să o port tot timpul când zbor, pentru că din cauza operației putea să mi se umfle mâna, așa, brațul, așa că trebuie să port asta. Și are și o mânușă, dar asta e foarte... nu e foarte confortabilă și nu o prea port. Toate care trebuie. Uite și tu câte perechi de mânuși am. E groaznică treaba. Ce Dumnezeu fac cu ele? Nu știu. Încerc să organizez secțiunea asta de aici, să mut toate blazerele astea în secțiunea asta, ca să am aici chestii mai puțin groase, ca să pot să văd mai bine genzile. Sper la anul să pot să-mi renovez acest dulap și să angajez o firmă în aia care să vină și să-mi schițeze. Cam am în minte designer pe care aș vrea să-l fac, dar aș vrea și părerea lor. Știu să se spună cum să-l fac să fie mai bine organizat. Că nu e foarte bine organizat în acest moment. Momentul adevărului, o să dau jos toate gențile astea și să le reorganizez. M-am gândit să fac un alt video în care să vă prezint, știu că am un video care vă prezint colecția mea de genți Kate Spade, dar cred că am ajuns la frumosul număr 50. Am uitat să vă arăt câteva data trecută și am mai și cumpărat câteva de timp. Mă gândesc să fac o colecție din nou a genților Kate Spade. Vreți asta? Cam asta e... planul. O să dau jos totul și să le reorganizez. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți colecția de genți Kate Spade 50. Cam
terminat. Nu-mi place chestia asta când trebuie să pun două genți una peste alta, dar chiar nu mai aveam unde să le pun. Pus acolo gențile mai mari, astea din coșuri împletite. Mai am câteva și acolo în spate. Da. Dacă nu v-ați dat seama până acum, genul meu favorit de geantă este geanta poștaș. Am aproape un rând cu ele. De fapt, mai mult, că și aici sunt câteva. Da, asta e situația. Mai am câteva mari de pus acolo, în colțul ăla. Dar sunt mulțumită, măcar toate sunt aici împreună și pot să le văd. Eu am capul foarte mare, de fapt destul de mare. Și după chimioterapie mi-am cumpărat câteva pălării și nu prea aveam păr atunci și îmi intrau pe cap. Asta, de exemplu, nu intră pe cap. De ce o țin? Și nu-mi intră pe cap acum, după ce am și părul, după ce mi-a crescut părul, așa că vreau să scap de el. Asta mi-a curat o genul odată, eram în Montana, ne pregăteam să mergem în Yellowstone și era un garaj sale și mă uitasem șapca acasă. Zici că sunt lucrător din ăla de pe ferma de orez. Da, ține foarte bine de soare asta, chiar mi-a acoperat o pățână sub de masă. Da, nu prea îmi ține de soare, dar o țin pe asta. Așa. Pe urmă, o am pe asta. Asta îmi ține de soare, dar nu arăt bine cu ea. Da, comică situația. Pe urmă am pe asta de la Kate Spade, care cred că o să o vând. Dar chestia nu mi-intră pe cap, adică îmi stă așa pe vârful capului. S-a dat gol aici. Cred că o să o pun la vânzare pe asta. Așa. Asta am cumpărat, am purtat-o chiar după chimioterapie o grămadă. Mi-intra pe cap atunci, dar nu prea mi-intră acum. Îmi place mult. Dar iar îmi stă numai pe vârful capului. S-o țin sau n-o țin? De la Anthropologie. A fost o grămadă de bani, dar e mică. Și nu are decât o măsură. Și asta mi-a ruptă Johnny, așa că nu mai țin. Să rămân cu două... Ce cu două pălării? Că le-am pe alea din România. Crezi că am rămas fără pălării? Nu, că le-am pe alea din România. Da. Oh, și mai am și asta, basca asta. Da, cam asta e situația cu pălările, o să o dau și pe asta, că dacă nu-mi intră pe cap, ce folos are? Ceva nou, Stim. Am dat jos de acolo cutia aia și mi-a căzut cu toate scrisorile. Eu păstrez toate felicitările. La majoritatea, că îmi plac, nu știu. Îmi plac. Cât așa mă trebuie să le strâng. Wow! Larisa, pe post de vierme. Am ajuns la capătul răbdării, fundului, nu știu cum să numesc. Cum să zic, da. Pălăria asta mi-a cumpărat-o în luna de miere, de fapt, când ne-am căsătorit. Ne-am dus amândoi în Hawaii fără șapcă de protecție, fără șapcă de soare și ne-am cumpărat asta. Dar acum se poartă foarte mult asta, așa că e foarte la modă. Da, sunt în trend cu șepculia mea. Vorbeam aseară de faptul că purtam tricoul ăla, maieul ăla fără bretele, cu pantalon scurt și cizme. Am găsit și am zis că îmi puneam la gât o eșarfă. Am găsit eșarfa. Și îmi puneam pe asta așa și cu tricoul ăla și apoi așa mergeam. Și transpiram de nevzunea, dar eram la modă, ce vrei. Aveam eu eșarfă, aveam eșarfă în mijlocul verii. Da. Și ce să vezi, că o să păstrez eșarfa asta. Poate o să recrez outfit-ul vreodată. Da. O eșarfă de mătase care o am de la mama, care nu știu dacă a luat-o de la SH sau de unde a cumpărat-o. Mi-ar plăcea să port mai mult eșarfe, dar unde? Că e cald majoritatea timpului. Asta e o bunică, asta nu... Asta e un fular de la mama care l-avea, țin minte când eram copil, avea un
palton și punea fularul ăsta. Și să zic că îl păstrez, că e cu mov și îmi place mov. Făcea ceva de genul ăsta. Și aia era. Aia era toată treaba. Oh, și am avut la un moment dat o perioadă în care purtam cizme și șosete lungi pe dedesubt, care erau mai lungi decât cizmele și se vedeau. Așa. Și cizma venea până aici și vedeai cizma. Și pantalonul era în șoseată, în cizmă, în toate. Da, da, da. Și am o căciulă făcută de mama. Bine, acum și părul cum îmi stă. Pensez că o să o păstrez. Da, am o grămadă de chestii pe aici. Multe, multe chestii, dar nu știu câte cutii am sus. Am una pentru haine de schi. Am una pentru haine care îmi sunt prea largi. Am una pentru haine care nu cred că le port acum că nu sunt în trend. Și una pentru pantofi. Da, vreau 4 să păstrez din toate alea care sunt acolo. Sper să reușesc. Sper să reușesc. Deci haine mari. Nu, cred că 5 trebuie să păstrez. Haine mari. Haine care nu sunt la modă. Accesorii. Pantofi. Și schi. Asta e. Trebuie să fac cumva să intre în 5 cutii. Sper să nu fie 5 acolo acum, că atunci n-am făcut treabă. În cutiile astea am numai comori. Asta e rochea care am purtat-o la cum e zicea, baby shower-ul lui Johnny, cu prăză de la Target, că eram extraordinar de grasă și am zis nu mai investesc în haine. Să vedem ce asta. Asta e o bluză care mi-am cumpărat-o de pe ASOS. Nu cred că am purtat-o niciodată. Deci pa și la revedere. Rochea de la banchet, de la terminarea liceului. E din mătase, de la Zara, făcut în Spania, dar asta o mai port din când în când. Dar cred că e ruptă, jos. S-a agățat, cred că am agățat-o pe parcursul banchetului și pe urmă s-a mai agățat ea. Dar tare mi-a plăcut și tare îmi place rochia asta, dar de asta nu, asta o păstrez. Asta o păstrez. Așa. Cam așa. De la Marks & Spencer, care iar n-am purtat-o vreodată, nu știu dacă am purtat-o vreodată. La revedere, astea sunt niște veste, mai am două, cu sute de străbunica și bunica. Mai am două care le port. Le țin pe umera și le port din când în când. O altă chestie care am găsit-o, prima mea pereche de pantofi care a fost mai scumpă, gen nu Zara, a fost la Nine West. Și le-am cumpărat din București. Ținte că terminasem, eram în liceu și lucram vara în București și am terminat munca și mi-am cu banii, strânși. Bine, mai cumpărat alte chestii, dar mi-am cumpărat, vai Larisa, nu știu, mi-am cumpărat perechea asta de sandale. Cred că am purtat-o de vreo 3 ori din cauza că este foarte înaltă, dar mi-a plăcut enorm de mult și arată extraordinar de bine pe picior. Extraordinar de frumoase. Dar ce să zic, cu ele sunt 1,90 m. Dar sunt foarte frumoase. Și le păstrez, pentru că țin minte cât de bucuroasă am fost pentru o pereche de sandale de la Nine West. Așa arată. Superbe. Sunt frumoase și acum, toate că sunt 8 și jumătate și eu por 10 acum. Stai să vedem. Așa arată pe picior. Cred că vin extraordinar de frumos. Îmbracă piciorul foarte frumos. Foarte frumos. Doar că îmi canez degetele acolo în față că nu mai sunt 38 jumate. Cam asta e situația în momentul acesta. Trebuie să fac o pauză că trebuie să lucrez. Dar da, acolo am un tank de vândut. Acolo sunt rochile încă nu le-am pus. Și cam asta e în interior, dar sunt foarte mulțumită pentru că am scăpat de multe. Pe lângă teancurile alea de vândut, am aici afară toate astea de donat. Deci am scăpat de ceva chestii. Sunt tare mândră de mine că m-a lăsat inima să dau atâtea. Ok, în pauza de prânz o să mai fac câte ceva pe aici. De fapt, am și făcut puțin, am pus toate gecile aici. Aici înainte erau foarte multe cutii, mai am doar două, dar am eliberat spațiul ăsta de aici de jos, așa că nu sunt prea supărată. Am pus gecile acolo și
pantaloni noștri mai... pantaloni la dungă, cu dungă. Și acum vin salopetele și o să pun rochile lungi aici. Și pe rochile mai scurte. Da. Pălările până la urmă am făcut doar un singur teanc și l-am făcut fără capul ăla. Și așa e puțin creepy capul ăla. Când intri în dulap și vezi un cap acolo sus. Și am pus pălăriu cu mare în lateral, deci cred că am găsit un sistem bun. Acum mai trebuie să mai pun pantalonii aici, să pun vestele aici și rochile și cred că am terminat. Dar ăsta-i tămbălău de după. Și trebuie să încerc să fac poze, să pun articolul de vânzare și alea sunt cele care trebuie să meargă încă în dulap. Dar sunt destul de mulțumită de rezultat până acum. Doar că partea proastă este că nu mai pot să mai cumpăr nicio geantă pentru că nu mai am loc. Adică nu mai am unde să le pun. Deci fie renunț la ceva, fie ceea ce mă doare sufletul. Nu pot să renunț la ceva, dar mă și doare sufletul să nu mai cumpăr nicio geantă. Am probleme mari existențiale. Da. Oricum am foarte multe geante și mi-am cumpărat foarte multe anul trecut și anul acesta. Cred, nu mi-am prea cumpărat haine. Adică câteva rochi anul ăsta, dar nu prea am cumpărat haine. Să vorbesc la cameră puțin. Nu mi-am prea cumpărat haine. Adică mi-am cumpărat ceva haine și anul trecut și anul ăsta, dar nu la fel de multe precum înainte. Și atunci cred că m-am axat pe genți și nu mi-am cumpărat pantofi. Nu știu, anul ăsta, în afară de câteva perechi care le-am cumpărat de pe The Real Real, mi-am cumpărat o singură pereche de pantofi noi. Una singură. Și sunt tare mulțumită. De fapt, nu una singură. Mi-am cumpărat espadrilele astea. Mi-am luat espadrilele astea, care nu au fost mult. Și, mi-am cumpărat sandalele astea, care nu le-am cumpărat. Nu le-am poțat anul ăsta. Astea le-am cumpărat la reducere. V-am arătat când le-am cumpărat de la reducere. Gian Vito Rossi, trebuie să le port. Astea și o singură pereche de pantofi mi-am cumpărat la preț întreg și alea sunt espadrilele astea, care nu au talpă. Deci mi-am cumpărat 3 perechi de pantofi anul ăsta și mi-am cumpărat multe genți. Mi-am cumpărat ceva genți. În special în ultimele luni când au fost reduceri la Kate Spade mi-am cumpărat ceva genți, dar în mod normal îmi cumpăram vreo 10 perechi de pantofi, dar nu anul acesta și sincer mă uit și nu prea. Dar pe urmă dacă mă uit la Kate Spade pe pagina de web, vreau și asta și asta și asta și asta și asta. Dar nu mai pot să mai cumpăr pentru că nu mai am unde să le pun. Da, cam asta e situația. O să mă pun să pun rochile. Acum sper să-mi intre că am cam dat iama în rochi vara asta. Am cam cumpărat ceva rochi. Și am și prost obicei, dacă găsesc o rochie care îmi place extraordinar de mult, o cumpăr în 2 exemplare sau 2 mărimi. Depinde. Pentru că îmi place foarte mult și zic, nu mai găsesc niciodată. Și asta cred că din cauza că mie nu prea îmi plăceau rochile atât de mult și acum dacă am început să-mi placă sau să le port. Mi-au plăcut, dar nu le purtam. Și acum dacă am început să le port, dacă găsesc și o port, îmi cumpăr 2 ca să fiu sigură că am suficiente să le port. E o tâmpenie, o tâmpenie, să nu faceți ca și mine. Așa că asta adaugă la numărul de rochi pe care îl am. Dar măcar sper să nu mai pun alte chestii în dulap decât haine și accesorii. Cam prost obicei de a ascunde chestii. Și acum vine Crăciunul și unde se ascund eu cadourile la copil? Sper că n-ascultați vlogul ăsta cu un copil. Unde o să pun eu cadourile? Pentru... Înțelegeți voi. O să găsesc un alt loc, în garaj. Dar, da, cam asta e situația. Sunt tare mândră de cum a ieșit până acum. Și cred că o să organizez și restul dormitorului înainte să închei acest vlog, dar nu știu dacă o să termin astăzi. Vreau să mă uit prin setare să văd ce mi-ar trebui ca să pot să le organizez mai bine și poate ar trebui să mă să cumpăr câteva chestii în alea de organizat sertarele, dar nici nu vreau să cumpăr plasticuri. Nici cum nu-i bine. Dar nu știu să opri camera. Ziceam că sunt tare frumoase toate astea și moșulică ăsta, ați observat, are riduri. Ceva botox, moșulică? Da, cam asta e ce se întâmplă acum. Mă pun să termin curățenia asta și sper să reușesc să termin acum în pauza de prânz.
Și de seară o să mă uit prin sertare să văd dacă îmi trebuie să, trebuiește ceva să organizez sertarele și continuăm mâine cu dormitorul ca să termin. Și vreau, trebuie să mai pun câteva chestii într-un bagaj pentru că cineva pleacă spre Montana, cred că săptămâna viitoare, și mai am unele chestii care nu le-am trimis pentru Airbnb-ul, de acolo nu le-am trimis data trecută și aș vrea să le trimit acum ca să termin. Termin cu tot tărăboiul ăsta din casă. Să dau cât mai multe, să fie cât mai puține. Uh-huh. Nu, dar sunt anumite chestii care aș vrea să nu le mai recumpăr, care nu le mai folosesc neapărat aici, dar care cred că au un folos acolo și aș putea să le trimit și să fie acolo. Cred că asta e. Dar da, am început curățenia de toamnă și așa o să fiu, o să continui cu organizatul până termin toată casa. Mie îmi place să iau așa pe camere, să iau dormitorul, camera lui Johnny, debaraua, sufrageria nu prea ai ce să organizez mult, dar pe urmă vine bucătăria. Cred că ar trebui să fac debaraua și bucătăria cât mai curând înainte să plece domnul respectiv spre Montana ca să ne care din asta. Că el merge cu mașina și atunci poate să care mai mult decât noi cu avionul. Gata, am terminat. Am pus și rochile. Nu am la toate umărașe la fel. Cred că mai sunt 3-4 care nu au umărașe la fel. Dar în rest am cam rezolvat problema. Sunt toate aici. Da, ce vă ziceam? Două rochi la fel. Două rochi la fel. Care mai am? Astea două. Asta. Și asta e la fel. Probleme. Da, am terminat cu rochile, am terminat cu dulapul. Aici am pus... Astea sunt băscuțele care am purtat eu pe parcursul chimioterapiei. Vreau să le donez și în sfârșit le-am făcut poză și o să postez astăzi pe un grup de cancer să văd cine le vrea și le trimit. Și aici sunt chestii care le vând, le-am făcut poze și o să le pun pe Poshmark și pe... Da, pe Poshmark și dacă locuiți în stat o să vă luați link-ul jos, puteți să vă uitați. Nu o să fie foarte scumpe. Dacă locuiți în Statele Unite o să las link-ul la contul meu de Poshmark. Nu încerc să fac, să mă îmbogățesc pe seama acestor haine. Sunt câteva haine care arată mai bine, sunt într-o stare mai bună și m-am gândit că poate ar fi cineva care vrea să se bucure de ele. O să fie genul $10 pe fiecare, pe bucată, cu excepția la un pereche de pantofi care o să fie mai scumpă și o șapcă care numai ce am cumpărat-o e nouă și n-am folosit-o. Dar în rest, da, $10, nu încerc să... Nu că... Și așa am foarte multe care le dau de pomană, care nu neapărat că au defect, dar știu că nu s-ar vinde. Și atunci celelalte le încerc să le vând. Dacă nu se vând, probabil că o să le dau de pomană, nu știu. Dar, da, aș vrea ca hainele astea să aibă o altă viață, că dacă le dai de pomană, niciodată nu știi o să le folosească sau doar le aruncă, știi? Să poți doar le aruncă în gunoi, așa mai bine le duc la Goodwill. Și acolo oricum aruncă peste 50% din hainele care sunt donate, le aruncă. Dar, da, dacă sunteți din state, puteți să vă uitați, vă las link-ul în descriere. Am muncit în pauza de prânz, după care am mai lucrat, iar acum am filmat puțin pentru voi și mă duc să îl iau pe Johnny la școală, mergem până la Trader Joe's, pe urmă sper spre seară să termin de bădata din dormitor, că încă mai sunt chestii pe jos, dar nu o să termin de organizat totul. Da, sper să termin cu asta. În seara asta, că nu e. Nu putem să trăim așa. Am foarte multe pungi din astea de la pantofi. Pungulițe din astea, pantofi. Oh, aici am o pereche de pantofi. Mm! Sandalele mele de la Manolo. Da, încă mai am pantofi. Pungulițe din astea și am foarte multe care sunt de la The Real Real. Trebuie să le organizez puțin. Și cam asta este. Bună! Azi n-am reușit să organizez nimica până la ora asta, dar mă duc acum la poștă să las ceva și pe urmă o să merg până la Target. Sper la Target, nu știu. Trebuie să cumpăr câte ceva pentru acasă, nu mai avem, nu știu, șervețele din astea de ale casei și s-ar putea să ajung și până la un magazin ăsta să văd ce chestii de organizat au pe acolo. Am niște idei pentru un baie și să văd dacă găsesc ceva pentru sertare în dormitor. Cam asta e planul acum.
Mă ideea să vorbesc cu voi când ajung acasă, dar o să-mi pierd toate ideile astea până ajung acasă, care e în 10 minute, dar îmi dau seama că place să conduc, deoarece trebuie să opresc puțin aerul ăsta, să mă și auziți. Bine, nu-mi place să conduc tot timpul și nu-mi place să stau blocată în trafic dacă mă grăbesc sau trebuie să ajung undeva și sunt întârziere. Dar așa, gen, am terminat cumpărăturile și mă duc acasă să mănânc, îmi place să stau în trafic. Și îmi dau seama că cele mai multe idei și cele mai, nu știu, mari relevații ale mele îmi vin în trafic. Când conduc. Știu că ziceam la începutul acestui clip că sunt bărbații care îmi lasă comentarii negative despre cum vorbesc eu română și că nu vorbesc corect și că am un vocabular sărac și toate astea. Și dau seama că dacă aș vorbi română corect și aș vorbi mai mult și mai bine, ar fi că vorbesc prea mult, că femeile vorbesc prea mult. Dacă nu vorbesc bine sau suficient de bine sau nu am un vocabular bogat, sunt proastă. Dacă vorbesc prost română, fac greșeli pe aici, pe acolo, înseamnă că nu vorbesc bine nici engleză. Dacă tot timpul o să găsească cineva să comenteze și până la urmă, dacă n-aș face nimica, dacă nu m-aș expune pe internet, dacă asta nimeni n-ar avea nimic de zis și până la urmă eu fac ceva. Pe când persoana aia doar se uită la mine și la videourile mele și comentează despre mine. Că nu mă afectează foarte tare, adică citesc comentariul, asta e ce crezi tu, gata. Știu că nu vorbesc perfect românește și știu că nu am un vocabular extraordinar de bogat. Cauza asta mi-am cumpărat și câteva cărți când am fost în România ca să mai citesc și în română, nu doar în engleză. Doar problema e că mie îmi place să ascult cărți pe Audible și nici nu știu dacă sunt în română, că le ascult în engleză. Și îmi face plăcere să ascult în engleză și nu mi-este rușine de asta, pentru că o chestie care a fost, eu am făcut engleză în școală din clasa a doua până în liceu și sincer, până am terminat liceu, nivelul meu de engleză a fost groaznic. Nu mi-am dorit niciodată să învăț engleză, nu am crezut că să fie folositoare, nu am înțeles de ce trebuie să învăț o limbă străină, nu am fost bună la engleză. Toți colegii mei de școală generală și de liceu poate să spună asta. Poate să spună că nu am fost bună la engleză. Țin minte că în liceu profesoara asta de engleză se crucea la ce nivel prost aveam toți în clasa de în clasa mea. Și nu, până când într-o vară am zis, știi ceva? Sunt pregătită să învăț engleză. Și m-am dus și am făcut un curs de engleză de o vară, de 3 luni de zile. De fapt, da. M-am dus, am făcut vara și pe urmă am făcut și în iarnă. Toamnă-iarnă. Deci cred că am făcut vreo 8 luni de engleză și între timp am și înscris la Work and Travel și l-am cunoscut și pe John și am băgat toată engleza în mine. Și în felul ăsta mi-am mai îmbunătățit engleza și când am venit aici, că aveam câteva luni de zile până am primit green card-ul, care este permisul de muncă, m-am dus și am făcut niște cursuri de engleză. Pentru că mă plictiseam acasă, ziceam în genul, eu nu mai pot să mai stau acasă. Și terminasem tot cursul ăla, făcusem maximul care se putea la școala respectivă și pe urmă m-am dus un semestru la colegiu, doar ca să omor timp. Ca să vezi acolo ce am făcut, omor timp. Am tradus din engleză în română și nu are niciun sens. Din cauza, asta e problema mea. Gândesc în engleză și nu e un lucru rău, până la urmă locuiesc în țara asta și asta este. Dar, da, asta e o chestie la mine, traduc din engleză în română. Asta era una. Al doilea lucru la care mă gândeam acum când conduceam e că, nu știu, îmi place să merg și la psiholog, cu meditatul încă nu am reușit. Încerc să meditez, dar îmi este atât de greu. Îmi este atât de greu să meditez. Dar o chestie care pe mine mă calmează foarte mult este să conduc și să ascult muzică și să cânt. Dar să cânt fără să mă gândesc la nimic sau să mă gândesc la versuri. Doar să cânt melodia care o știu eu așa din capul meu, sunt oribilă, oribilă. Vocea mea e oribilă la cântat, nu pot să cânt. Dar cam ăsta e singurul loc în care cânt, în mașină când sunt singură, pentru că nici măcar în duș nu am curajul să cânt.
că poate mă aude cineva să se sperie. Bine, eu mai cântam lui Johnny când eram mic, mai cântam melodii astea pentru copii, dar cam ăsta este nivelul meu. Sora, ce am cumpărat de la Target și pe urmă o să vă arăt ce am cumpărat de la Marshalls. Da, de la Marshalls. Am cumpărat un pămătuf din ăsta de șters praful. Am din astea cu pene, dar mă enervează că lasă pene peste tot. Asta e un fel de chif. E cel mai bun care îl găsesc eu aici în state. Am încercat foarte multe din astea naturale, dar niciunul nu funcționează și îl folosim pe ăsta. Încerc să folosesc produse mai curate, alea care funcționează și alea care nu funcționează, tot le cumpăr pe astea toxice. Astea curate le folosesc în special pe alea de la Honest, de la compania Honest, și în rest, restul eu de la Target. Da, asta e un chif. Asta e detergent pentru mașina de spălat vase, iar pentru mașina de spălat vase am încercat atât de multe naste naturale și niciunul nu a funcționat. Așa că am rămas la Cascade. Fie nu îndepărtează, nu lasă vasele curate, fie rămâne detergentul așa ca un ghemotoc în mașină. Deci nu sunt, n-am găsit niciunul bun. Dacă locuiți în state și ați găsit ceva bun, să-mi spuneți. Iar de spălat oglinzile și geamurile n-am găsit nimica care să fie natural și bun, așa că îl folosesc pe ăsta de la Windex. Iau varianta asta mai mare pentru că măcar nu mă umplu cealaltă sticlă. Dezinfectat de mâini că corona încă e în floare, chiar foarte în floare acum. Șervețele și i-am cumpărat lui Johnny ăsta. Azi am zis să-i dau astăzi sau nu știu. Pare interesant, e un Thomas vorbitor. N-am mai văzut până acum, cred că e ceva nou și de obicei nu se prea găsesc, se găsesc greu și când le găsești la Target, cumpără-le, că altfel pe Amazon sunt dublu la preț. E dezastru în cameră, dar nici nu se fac prea multă ordine pentru că oricum trebuie să termin de organizat și pe urmă. O să fac ordine, mai multă ordine. Dar vreau să vă arăt ce am cumpărat de la Marshalls. Nu am găsit nimica de organizat pentru că, nu știu, poate totul mi-a cumpărat. N-am găsit nimica care să-mi placă și așa că n-am cumpărat. V-am spus că deja mă gândesc la Crăciun și ziua recunoștinței și am cumpărat aceste două suporturi pentru lumânări. Aveam unele care aveau și forme și mi-au plăcut, dar alea nu se potrivesc foarte mult cu decorul nostru, cu casa noastră. Și când l-am cumpărat pe asta, m-am gândit pentru masa de Thanksgiving sau pentru masa de Crăciun. Pun o lumânare în aia butucănoasă și mare aici. Au fost $10 bucata, 9,99. Zice că sunt făcute de mână în India, asta nu știu cât de adevărat este, dar sunt frumoase. Și știu că am mai văzut pe net, anul trecut am vrut să cumpere unele pentru Crăciun și erau foarte scumpe, erau vreo $35 una, așa că zic că investiții, zic că au fost la un preț bun. Deja cred că m-am gândit ce culori vreau să fac pentru Crăciun, cam ce am ceva în cap, în minte. Probabil că o să mă opresc la alea, nu știu, o să vedem, dar nici nu vreau să cumpăr foarte multe, că am extraordinar de multe decorațiuni, oricum. Pe urmă, am cumpărat două rame foto pentru sufragerie. Aveam una acolo care aveam din Cancun, cu mine și cu John, și cam, nu numai că s-a decolorat poza, dar aia e ok pentru că stă în soare. S-a și cam stricat rama și am zis, hai să cumpăr două. Bine, nu pentru asta m-am dus, dar le-am găsit, erau frumoase și zic, hai să le iau. Asta are un fel de gri albăstrui acolo. Da, știți că am două arată bine acolo. La un moment dat o să vreau să schimb și masa aia de acolo, dar da, ramele au fost faine și $8 bucata, ceea ce mi se pare super. Da, la Anthropologie ar fi Anthropologie, la Creed and Barrel ar fi mult mai scumpe. Zice iar handcrafted, făcut de mână în Vietnam. Sincer, nu cred că e făcut toată chestia asta de mână, dar na, nu. Probabil că dacă scrie așa pe ea, vând mai multe. Pe urmă, nu am decorațiuni de Halloween foarte multe, am multe de toamnă, multe. Am ceva de toamnă, dar singurele care le am sunt niște cărți în astea, care arată așa că niște cărți vechi și sunt mult mai mari.
și care sunt de Halloween. Și le țin, oricum eu le țin până la, până pun cadou, până pun decorațiune de Crăciun. Și am mai cumpărat una care e foarte micuță, se numește Book of Spells. Îmi place că, bine, niciodată nu pun nimic în ele înăuntru, dar arată foarte drăguț și am zis că merge cu celelalte decorațiuni care le am pentru Halloween sau pentru toamnă. Pe urmă, nu-mi plac decorațiuni de Halloween pentru că, în primul rând, nu sunt mare fan și, în al doilea rând, Halloween-ul se întâmplă mult mai devreme decât ziua recunoștinței și, pe urmă, ești... Ce faci? Strâng decorațiune de Halloween și le pun pe alea de toamnă, din cauza să nu prea le... Îmi plac alea de toamnă mai mult decât de Halloween. Pe urmă, cumpărat această cutie de la Kate Spade. Mai am cutii din astea și chiar v-am arătat ieri aia în care țineam scrisorile, de s-o răsunată scrisorile, alea e de la Kate Spade. Nu le cumpăr neapărat că sunt de la Kate Spade. Îmi place foarte mult asta cu flori și îmi plac și celelalte, sunt foarte simple, dar sunt foarte groase. Calitatea este foarte bună. Nu e o cutie de asta de pantofi, de exemplu. Calitatea e foarte bună. E $12 astea, $12.99. Sunt și mai sunt două mărimi, una mijlocie și una mică, dar am zis că dacă mi le cumpăr, o să le țin în dulap sau o să încerc să adun chestii care să le pun în ele, așa că mai bine cumpăr numai una, cu toate că probabil la un moment dat o să-mi pare rău. Sunt foarte frumoase, bune așa de ținut chestii. Într-una țin scrisorile și felicitările, în alta țin jucările o Kinder de pe care le-am de când eram eu mică și tot timpul găsesc câte ceva să țin în ele. Sunt foarte frumoase și îmi place că poți să pui și aici o etichetă să scrii ce ai în ea. Da. Și ultima chestie care am cumpărat-o pentru Johnny, am văzut-o la casă, chiar când eram aproape de casă, e un dovleac din ăsta în formă de Lego, în care să arată așa, în care să-ți pui Lego-urile. Noi avem niște chestii astea care arată ca niște piese de Lego mari, în care punem Lego-urile, dar țin Lego-urile duplo, alea mai mari pentru Johnny. Și astea mici nu știu, nu le găsesc niciodată, nu știu pe unde sunt puse. Și am zis că asta fiind mai deosebită, o să o găsim. O să le găsim pe alea mici. Și știu că arată ca și un dovleac, când o să fie iarnă și o să fie vară. Nu vrem să vedem dovleacul, întoarcem pe partea cealaltă și vedem numai chestia asta portocalie, fără să vedem că e un dovleac. Și a fost ieftină, $15, $14.99 și știu că și pe Amazon sunt destul de scumpe, la 20 ceva de dolari, dacă nu 30. Așa că, da, cam asta am cumpărat. Deci curățenia se cam menține, bine, numai o zi, dar m-am îmbrăcat, m-am schimbat aici și totuși curățenia se menține, ceea ce sunt mulțumită, sper să reușesc să o mențin cât mai mult timp. Cam așa arată și e bine. Problema e toată treaba asta. Trebuie să găsesc un loc în care să-mi pun astea de făcut sport, că nu-mi place. Și luminile astea trebuie să le găsesc un loc. Alea iară sunt cadouri care trebuie să le găsesc un loc. Și aș vrea să organizez aici, să pun cărțile toate aici, într-un alt fel și să văd care sunt cu urșii ăsta, să le trimit în Montana. Părmă am aici un sertar în care tot timpul adaug tot felul de acte care, când e plin, trebuie să le schimb. Trebuie să le organizez și să le pun. Când am acte, numai le arunc acolo și, pe urmă, trebuie să le organizez. Și cred că e timpul să le organizez. Se filmează în Hollywood. Toate alea sunt pentru filmări. Ok, în acest video mai vreau să mai organizez cărțile acolo și să le găsesc pe cele pe care vreau să le trimit în Montana. We'll be right back.
perfect situația, dar noi avem, avem niște cărți în dulap la John și în rest nu avem o altă bibliotecă. Aveam, la un moment dat, cărți aici, dar am pus pick-up-ul ăsta. Așa că trebuie să rămân cu varianta asta. Sunt frumoase, adică arată ok. Mi-aș dori să am o bibliotecă, dar e prea mică casa. Astea sunt toate cărți din astea cu copertă groasă, coffee table books, așa. Pe urmă, poate ar trebui să le pun pe alea mai în afară și astea mai înăuntru. Astea sunt în engleză, care le-am citit. Astea sunt în română, care le-am citit. Și astea sunt care trebuie să le citesc atât în română cât și în engleză. Le țin pe astea aici să-mi aduc aminte să nu mai cumpăr altele, că trebuie să le citesc pe astea. Majoritatea sunt cele din România, care le-am cumpărat în România și care trebuie să le citesc. Da. Azi tehnologia n-a prea ținut cu mine. Este a patra oară când vreau să filmez asta, partea asta. Da, nu știu cum sunteți voi, dar pe mine aranjatul cărților chiar mă relaxează foarte tare. Cele mai multe amintiri sau cele mai vii amintiri din capul meu cu tata din copilărie era când aranja cărțile în bibliotecă. Tata și mama tot timpul au avut o bibliotecă foarte mare, care a fost la mine în cameră, și tata tot timpul le aranja pe gen de carte, pe în ordine alfabetică, le numerota, pe culori, pe nu știu cum le tot timpul le aranja. Și Doamne, ce fericită am fost când am crescut puțin mai mare și mă lăsa și pe mine să îl ajut la aranjarea bibliotecii. Tare fericită am fost. Și el a fost tare mândru de el când a ajuns la 1000 de cărți, când am avut 1000 de cărți. Ah, și avea un caiet în care ținea scrise cărțile de la 1 la 1000 și ceva, care carte îi, ce număr îi. Cam așa funcționa treaba. Da, tare mândru. De la el am învățat să iubesc cărțile. Pe urmă m-am mutat cu John și John are două rafturi de pus cărțile la el în dulap, pentru că el e pe genul mai minimalist, nu-i place. Eu când m-am mutat cu el, n-avea un tablou sau o poză atârnată pe pereți. Lui îi place pereții albi, goi, fără nimica. Dacă i-aș spune să pun o bibliotecă, cred că nu cred că i-ar place. Adică a acceptat el și am căzut de comun acord că e frumos cu rame și poze și toate astea și îi place, dar nu știu, cred că o bibliotecă ar fi prea mult și oricum nici nu avem loc acum unde să o mai punem. Da. Și pe urmă m-am mutat aici și am început să citesc de pe Kindle, că a apăruse Kindle-ul. Pe urmă, acum am trecut la cărți pe care pot să le ascult în engleză. Dar mă bucur că am ceva cărți în română care pot să le citesc, pentru că mi este dor să citesc în limba română. Despre vlogul de astăzi, n-am vrut să pară ca și cum mă plâng, săraca de mine, că vai că s-au luat câteva persoane de mine. Nu asta am vrut să spun, pentru că nu știu, la un comentariu răutăcios sunt sute, dacă nu peste 1000 de comentarii frumoase și îmi este tare drag de voi, de oameni ăștia care mă urmăresc și care, știu că nu toată lumea îmi lasă comentarii, dar mare majoritate îmi lăsați comentarii și îmi trimiteți mesaje pe Instagram și îmi este tare drag de voi, sunteți ca și, nu că sunteți ca și, sunteți prietenii mei virtuali și sunteți oameni minunați, 99.9% dintre voi sunteți oameni minunați cu totul special și sunteți prietenii mei și nu vreau să mă plâng aici că nu e săraca de mine. Ce am vrut să spun mai mult este că dacă eu am putut, poate oricine, dacă îți dorești ceva cu adevărat, poți să o faci, dar trebuie să-ți dorești cu adevărat. Nu mi-am dorit să învăț engleza când am fost mică, dar când mi-am dorit cu adevărat, am făcut-o pe repede înainte, pentru că mi-am dorit, am simțit că trebuie și că vreau. Și era un scop ascuns acolo, de care nu știam în momentul ăla în care am început să învăț engleză. Deci asta am vrut să exprim prin acest vlog. Și da, am făcut și puțină curățenie ordine. Mai am să ajung la servanta aia, să fac curățenie ordine în ea, să scot totul de acolo, dar chiar nu mai am chef și dacă n-am chef știu că nu fac o treabă bună.
Sunt tare mulțumită de cât de multe am făcut în două zile. Acum o să mă pun să fac un duș și să mă bag și la somn, că e târziu. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest vlog și că sunteți alături de mine și că sunteți oameni minunați și știu că tot timpul vă bat la cap. O, dacă nu v-ați abonat, vă rog frumos să vă abonați și să dați like la acest video. De ce zic asta? Pentru că dacă vă abonați, dacă tu ești la video meu și te abonezi, YouTube vede, oh, stai că persoana respectivă îi place, stai să-i mai recomand și la alte persoane canalul Larisei. Dacă dai like la video, atunci zice, oh, stai că îi place videoul ăsta, la multă lume îi place videoul ăsta, se vede că e târziu. Și atunci o să-l recomand și la alte persoane. Din cauza asta vă spun, nu că... Bine, mă bucură și când văd că numerele cresc și... îmi doresc să ajung la cât mai mulți abonați, normal, dar din cauza asta vă bat la cap. V-am pupat, nu uitați să vă abonați și să dați like la videoul și ne vedem data viitoare cu un alt video. Ciao!